chiar știi că Uniunea Europeană a impus scumpirea băuturilor alcoolice. Ce părere ai de chestia asta? Să-i piși în freză, că băutura trebuie să fie în pula mea. Că n-ai ce să trăiești fără băutură. Să fie și ieftină, nu? Da, și țigări și tot. Tot, și să legalizezi tot în pula mea. Tot, să fie ok în pula mea. Sunt unele fete care mimează orgasmul. Ce părere ai de chestia asta? Sunt proaste. Dar ți s-a întâmplat vreodată chestia asta? Da. Păi de ce crezi că mima? Se plictisea sau ce? Că-s varză, că-s o gaură de covrig. O gaură de covrig. Că-s... Ce? Fuck. Că-s varză. Ne-au invadat pământul în pula mea, femeile astea. Ne mănâncă zilele, uite de la el. Acum 3000 de ani în pula mea erau numai baruri și cazinouri pe lumea asta și numai bărbați în pula mea. Până din cer au coborât o navă extraterestră cu ele femeile. Astea, care acum nu mai poți bea o bere cu un tovarăș din cauza lor. Crezi că înșeală mai mult bărbatul sau femeia? Noi! Noi! El e doar după profit în pula mea, femeile. Crezi că sunt pe interes femeile? Toate. Cum? Și Monica Columbeană nu cred. Bă, da. Cum pula mea se însoară cu tasul în pula mea, că e mai mare ca tasul ăla. Păi tu zici că Irinel Columbeană a luat-o din, adică s-au căsătorit din interes, nu e din dragoste acolo? Nu, e din interes în pula mea. Că ăla e un poponar, nici nu se scoală pula, stă cloșcă pe ouă în pula mea. Vai de pula lui, căcatul. Let's all get drunk.